Doamne ajută, continuăm emisiunea de astăzi. Vă reamintesc că cu tema Familia creștină tradițională, modelul brâncovenesc, având ca invitați pe Părintele Paroh Nicolae Dorneanu de la Parohia Sfinții Mucenici Brâncoveni din Iași și pe doamna Maria Chelaru, profesor și de asemenea unul dintre creștinii care se implică foarte mult în această parohie, în activitățile derulate în jurul bisericii dedicate Sfinților Martiri Brâncoveni. Vă promisesem faptul că vom spune și ce lucruri frumoase se întâmplă acolo, având în vedere că pe ecran au rulat deja o serie de imagini, de icoane făcute în mozaic și care pot fi văzute și în biserica dedicată Sfinților Brâncoveni, în cartierul Cantemir. Cum au apărut aceste icoane făcute din mozaic, făcute din pietricele? Ceva deosebit, în Iași și nu numai în Iași, nu se întâlnesc astfel de icoane făcute din pietricele, repet. Da, sigur că ideea a venit de la părintele Nicolae Dorneanu, care a voit să facă această biserică, interiorul bisericii, cu mozaic pe anumite motive, părintele le știe mai bine. Și lucrarea aceasta, zic eu că este tot ca o jertfă, pentru că părintele vorbea de jertfa Sfinților Brâncoveni. Jertfă, ce am jertfit? Hai să spun timp, dăruire, credință, dragoste. Asta cam de la început. Și multă răbdare. Și răbdare, e adevărat, multă răbdare. De la început, din 2009. 2008, 2009. 2009, da, în 2010 am ieșit eu la pensie și din 2010 vara s-a început mozaicul cu adevărat. Pentru că, hai să vă spun un amănunt, nu știu dacă părintele mai ține minte, eu am zis că, părinte, când am să ies la pensie, vreau să mă duc la mănăstire. Păi, ce să fac? Și părintele zice, lasă că-ți fac eu mănăstire aici. Și a făcut părintele mănăstire acolo, lângă casa mea. Dar cu mare drag și cu multă dăruire, chiar m-am dus de la început, chiar dacă greul a fost, nu spun, nu puteam să pun pietre, nu știam cum să le așez, voiam să renunț, părintele, nu, nu se poate, nu trebuie să, cum să renunț? Așa, nu puteam să țin cleștele, îl țineam invers pentru pietre, Vorbiți de momentul de început, început. de început începutului, Că acum cred da. că nu mai e. Acum, sigur că da, am ajuns de, părintele spune că am o mână puternică de mine. Pentru O faptul mână că fermă. într-adevăr, piatra trebuie modelată și trebuie modelată și tăiată în așa fel, așa după pictura pe care o face, desigur, pictorul nostru cu mare maestrie. Și noi, acum, acolo, ca albinuțele, muncim, punem pietricică lângă pietricică, în echipă, O pentru că familie, o în familie. familie, pentru că fără ea nu se poate. Chiar dacă zicem noi că unii vin mai puțin, alții vin mai mult timp, își petrec acolo, dar unul fără altul nu se poate. Așa bine este când mai vine câte cineva și ne mai ajută acolo la pusul fondului, cum îi spunem noi, părintele spune fond european, fonduri europene. Așa, și în rest, ce să vă spun, nu este plăcut, nu simți oboseala. Deci, stând acolo și dimineața și după amiază, trece oboseala, adică nici nu simți că ești, că ai făcut ceva. Deci când ești acolo, nu simți că ești obosit. Când te duci acasă, începi să șchiopătezi, dar când ești acolo, pur și simplu, nu simți lucrul acesta. Este un Da, lucru este greu un de lucru, făcut? nu este nici ușor. Nu este nici ușor. La început mi s-a părut greu, într-adevăr. Cine vine pentru prima dată, sigur că îi se pare. Cred că mai greu ni s-a părut nouă la început, pentru că a fost chiar un adevărat început. Acum parcă totul este mai spre un lucru care deja se,
știe, se pricepe, se poate mai ușor față de cum era la început. Bine că lucrul, până ajungem noi să punem pietrecelele, este pictura, este tăiatul pietrei pe care o fac domnii în vârstă, săraci și ei, și cu ciocanul, și cu mașina. Nu mai spunem de icoanele care se pun deja pe perete, ce lucru este și acolo mult greu, dar într-adevăr o jertfă. Zic eu, așa, dar jertfa asta știți cum se face? Se face cu atâta dăruire și credință și drag, că nu o simți. Și dacă simți că faci așa lucrul acesta cu dragoste și îl faci pentru cine? Îl faci pentru Dumnezeu, îl faci pentru cei care rămân, pentru că rămâne un lucru, și îl faci pentru sufletul tău. Da, cred că e o experiență cu totul deosebită. În momentul în care cineva donează o icoană și ea este realizată prin desen sau prin pictură, zice, eu am donat icoana respectivă. Însă în momentul în care cineva zice și vede icoana făcută de el și zice, acolo sunt pietricelele puse de mine, cred că e cu totul altă trăire. Trebuie să notăm faptul că această familie care numără, cred eu, peste 40 de membri, este adunat acolo prin mila lui Dumnezeu, toți sunt voluntari. Și așa cum simția voastră știți foarte bine lucrurile, nimeni nu îi obligă cu ceva să vină, nici nu îi determină prin anumite avantaje să vină acolo. Și tocmai aici este misterul, că atunci când faci ceva pentru Dumnezeu, din inima ta, Dumnezeu îți toarnă, cred eu, în inimă atâta bucurie încât nu mai ai nevoie de nimic altceva ca să faci. Nici, de niciun fel de, eu știu, motivații. Absolut. Și eu, dacă ar fi să gândim la o scară de la 1 la 10, dacă 0,1% din creștinii ortodoxi din Iași ar dori să intre în diferite activități de voluntariat pentru Hristos, și nu numai din Iași, dar ne referim la urbea noastră, sunt convins că fiecare în mărturia lui creștină va avea de Dumnezeu atâta binecuvântare cât va face ceea ce n-a gândit că ar putea să facă, dar va avea satisfacții pe care nu le-a socotit niciodată că le-ar fi putut în viața asta să le trăiască. Ori familia celor care se ostenesc și care este reprezentată acum de doamna Maria este o familie fericită acolo pentru că și-au dat seama că dacă te alături în lucrare lui Dumnezeu, nu ai cum să te mai oprești. Așa este, ce frumos a spus părintele. Chiar într-adevăr este o bucurie, nu simți că muncești la ceva, nu simți, pur și simplu, și o faci din tot sufletul, bineînțeles, voluntariat așa, și mă uitam la imagini de pe ecran, Doamne, ce bucurie am când le văd și când văd toate icoanele la care am lucrat. Bine, că sunt mai o parte din ce am putut noi fotografia da. Mai cu acum, să știți că aveam chiar niște doamne care vin din altă parohie la noi, la biserică și îmi pun acolo pietricele. Și acum, părintele spune, dar s-a mai împuținat familia noastră, unii au mai plecat dintre noi la Domnul, chiar așa, care la o vârstă înaintată care veneau, domnul Petru, de exemplu, venea și punea pietricele acolo. La 90 de ani era prezent. Da, da. Și alte doamne de asemenea. De acum altele au neputințe și nu mai pot veni. Dar chiar zilele acestea au venit copii, am mai avut și altă dată copii, chiar au făcut copii lucruri frumoase și multe la noi acolo, în provară, când au făcut frizele din biserică, așa, au venit vreo trei, puteam și noi să lucrăm, sigur că da, părintele era la altar, zice, doamna Maria, luați imprimire, nu prea aveam noi ce să facem, dar le-am dat și au lucrat. Știți ce frumos au lucrat?
dar, cum să spun, cu interes. Deci le spuneam, nu trebuie să ieși din linie, vezi să fie pătrățelul frumos, corect. Și într-adevăr, toate trei fetițele acelea care au venit săptămâna trecută au lucrat extraordinar de frumos. Erica, Nicoleta și Ana. Mai invităm și altele. Doamna Maria este dedicată și ca profesor, dar nu e singura, mai sunt doamne acolo. Mai sunt doamne, sigur. Dacă cineva dintre telespectatori dorește să învețe arta aceasta a mozaicului, noi suntem deschiși. Oricum, aș vrea să subliniez și dacă nu zic bine să mă corectați, cred că acum pentru cel care vine este mai ușor să facă ceea ce ați început dumneavoastră. Adică începuturile au fost mai dificile pentru că erau începuturi. Adevărat. Însă ghidați de cei care deja au experiență, cei care pot ajuta sau care vor să vină, ei vor face mai ușor. Așa este, da. La început respectiv. Părintele ne arăta, deci mergea și la unul și la altul. Prima dată a prins mai bine domnul Cezar, domnul Cenuș, el a făcut primele echipuri. Nu mă angajam să fac la început, nici nu fac, cum să fac așa ceva, zic, nu pot, nu se poate. Și apoi, să vă mai spun un amănunt, că primul chip, adică pe care îl țin minte așa, și primul chip pe care l-am făcut a fost al Sfântului Apostol Filip. Așa de drag mi-a fost, că era tânăr, frumos, și când a fost într-un pelerinaj în Efes, la Pamukkale, chiar atunci se descoperea Biserica Sfântului Apostol cu mormântul, da. Care așa, și tare drag mi-a fost și când am văzut, deci eu am fost care am făcut chipul Sfântului și uite acum m-am dus și la mormântul care se va descoperi în curând. Tare mi-a plăcut foarte, foarte mult, așa, cu sufletul tot. Sau la celelalte locuri unde am fost și unde am văzut chipurile și le-am pictat și scenele și da. Nu se pot uita și sunt lucruri care rămân și care nu te saturi să le privești. Și la un moment dat să spui, oare chiar le-am făcut noi pe toate astea? Oricum, există în noi o dorință de a lăsa ceva în urma noastră. De a ne pune amprenta în ceva. Ne punem amprenta în copiii pe care îi avem, în oamenii pe care îi întâlnim. Dar cred că și a face din petricele o icoană și a fi lăsată, pusă acolo într-un locaș un locaș sfânt, cred că e o lucrare cu totul specială. Adică e o amprentă, e ceva care rămâne ani și ani, poate chiar sute de ani. E foarte important să înțelegem cu toții că atunci când creștinii sunt uniți, până la urmă noi suntem o familie pentru că avem un singur tată. Și Dumnezeu, Tatăl, este Cel care ne face pe noi să avem identitatea noastră creștină prin Hristos, Domnul nostru, în Duhul Sfânt care ne sfințește. Dacă noi creștini ortodoxi avem curajul acesta să ne prezentăm lumii întregi ca o familie unită, care lucrează în primul rând prin rugăciune, vom fi de neconfundat și de neînvins. Nu mă refer din punct de vedere fizic, ci mă refer din punct de vedere duhovnicesc. Ori aici credincioșii din parohia noastră au dovedit că nu este nevoie decât de curajul credinței ca să te pui în lucrare. Pentru că alături de ceea ce se vede acolo există un voluntariat mai vechi, cel al bisericii în sine, care s-a făcut tot prin donațiile credincioșilor și a unui ctitor. Totul este acolo plecat din exemplu Sfinților Brâncoveni, care au ctitorit biserici, noi le-au împodobit și acum chiar suntem în etapa în care nădăjduim să terminăm pridvorul bisericii sculptat cu piatră în piatră masiv, în stil brâncovenesc.
astfel încât să pregătim biserica aceasta ca un dar adus lui Dumnezeu și Sfinților Martiri Brâncoveni și desigur Mântuitorului Hristos prin Sfânta sa mahramă, să o pregătim pentru sfințire. Pomenicul celor care vin și se rânduiesc când se face o biserică, se rânduiesc titori, miluitori, binefăcători, este foarte lung. Dar oamenii îl uită, însă Dumnezeu îl știe. Și de aceea spunea doamna profesoară că unii dintre ostenitori deja noi nădăjduim să fie în rai. Noi cu toții vom pleca și cu bucurie să plecăm către Dumnezeu, în rai să ajungem cu toți. Dar este foarte important și vă mulțumim că faceți această emisiune ca oamenii să fie încurajați să lucreze și duhovnicești. Se fac foarte multe acțiuni de voluntariat și sunt foarte frumoase și toate sunt benefice. Dar de obicei în acele acțiuni participă tinerii. Tinerii sunt tezaurul din care vom cheltui, în ghilimele, nu noi, ci națiunea noastră pe viitor. Și este foarte bine că ei se implică în astfel de acțiuni. Dar tinerii au nevoie la ora, oricând au nevoie totuși să aibă alături și pe cei dinaintea lor. Și atunci o invitație la voluntariat împreună cu cei mai în vârstă, chiar dacă sunt pensionari, ar fi poate imaginea de plină a voluntarului care n-are vârstă. Și în această artă la care facem acum referire, într-adevăr, nu poate un copil să taie cu un clește o piatră, dar poate să așeze această piatră care este oferită de altcineva care poate să o taie, și atunci va învăța încă de tânăr sau de copil că în viață este bine să te sprijini pe experiența și pe forța altuia atunci când tu ai experiență și forță mai puțină, iar când vei avea tu experiență și forță mai multă, să oferi celui care vine după tine din puterea și din învățătura ta. Iar acest lucru nu are legătură doar cu mozaicul. Poate fi dacă doriți, o plajă nesfârșită în care poți să-ți găsești loc. Vorbind despre viața Sfinților Brâncoveni, spuneați că ei sunt și un model de jertfă pentru credință. Poate că atunci când rostim jertfă pentru credință, pare ceva abstract. Însă dacă vedem ceea ce s-a făcut acolo, lucrul acesta migălos de a face icoane din pietricele. Și acest lucru e o jertfă pentru credință. De asemenea, efortul depus de fiecare creștin care vrea să se sfințească, e și acela o jertfă pentru credință. Acum însă vedem că modelele promovate în mass media și în general în jurul nostru nu mai sunt cele care țin de o sfințenie, de viața unor personalități, a unor persoane care și-au dedicat viața lui Dumnezeu. Pentru că mai avem numai 3 minute din această emisiune. Care este șansa celor care poate nu sunt apropiați de biserică? Care e șansa lor de a se apropia sau de a-și lua un model potrivit pentru viața lor? Pentru că suntem asaltați de o groază de informații. Și e foarte greu să disociem uneori modelul bun de cel rău. Noi nu suntem asaltați, suntem dirijați de un anumit fel de informații. Pentru că cineva care dorește și are capacitatea să emită niște informații, le emite pe cel pe care le dorește el. Însă există ceva care nu poate fi modificat. Și acest lucru este sufletul omului. Dacă din familie copilul, tânărul va fi crescut cu un suflet curat, creștinesc, chiar dacă va fi asaltat de orice alte modele, curățenia din sufletul lui, harul botezului care locuiește în el, îl va ajuta să discearnă și să acest discernământ să îl facă să refuze ceea ce nu este potrivit voii lui Dumnezeu.
Căci acum, când discuți de firesc și nefiresc, este deja o discuție depășită. Cum îl definești? Însă voia lui Dumnezeu nu poate fi alta decât cea care este cuprinsă în Sfânta Scriptură și în viața bisericii de la începutul și până acum, în Sfânta Tradiție. Ori dacă o biserică adevărată, cum este cea ortodoxă, păstrează rânduielile corecte ale Sfintei Scripturi și aceste rânduieli sunt vădite de aproape 2 milenii de viață creștină, gândindu-ne de la învierea lui Hristos, nu de la nașterea lui, atunci acesta este exemplu, cârma reprezintă, o reprezintă învățătura Bisericii Ortodoxe și viitorul reprezintă raiul. Dacă vrei să ajungi în rai, poți să ajungi și de unul singur, mai greu, dar cu familie este mult mai ușor. Căci în familie te întâlnești cu strămoșii și te vei întâlni cu urmașii. Și atunci rugăciunile înaintașilor și a urmașilor reprezintă de fapt universul veșnic al neamului tău. În momentul în care cineva va considera că o familie trebuie să fie o turmă în care oamenii se împerecheze la întâmplare, sau o familie trebuie să fie orice altceva decât ceea ce poți să concepi în mod firesc un copil, poți să-l clonezi, nu știu, pot face tot felul de... O să ajungă să-i facă în buterii de răgaz, nu știu ce o să se întâmple, asta e o glumă, desigur. Atunci lucrurile își vor pierde și demnitatea umană și sensul veșnic al credinței aduse, revelate de Dumnezeu și desăvârșite de Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Pentru că chiar suntem la finalul acestei emisiuni, mi-a mai rămas doar timp să vă mulțumesc că ați onorat invitația. Mulțumim și noi. Așa, și vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Doamne ajută și vă dau o întâlnire pentru săptămâna viitoare.